Da. Cineva, ajutor, help, help me, help. Bună ziua, dragii mei, astăzi facem un nou videoclip din orașelul de pe Roblox. Încă de azi sunt la spital, în episodul anterior. Sunt binișor de la cele like-uri. Mulțumesc foarte mult. Ce vreau să spun? Ce mai faceți? N-am mai fost pe acasă de 2 zile. Cine? Asistenta? Ce? Cine ești? De ce? Cine este? O cheamă Jasmina. Da, bun, dar cine ești? Jasmina? Eu sunt... Cine ești, fa? Cine ești? Mă ridic acum la tine. Jasmina. Fă. Fă să-i zici lumăta, fă. Vreau să zic că lumăsa. Ia, scaunul meu. De fapt, nu e al meu, că pot să stau. M-am făcut mai bine, dar unde pleacă? Unde pleacă? Da. Foarte ciudat. Poți să vedem unde pleacă? Cred că s-a dus aici. Ce faci? Dă-te jos de la spital, oamenilor aceștia. Doamne, rămasă căruciorul acum. Nici măcar nu pun mâna pe el. Acolo să rămână. Că nu am pus eu mâna. Sunt X. Ce X, fă? Nebună. Ești nebun? Da, frumoasă. Nebună? Doamne, cred că ai nevoie de niște pastile, fata mea. Și că sunt X. Nebună, frumoasă. Doamne, fă-i fetiță. Tu nu vezi cum ești îmbrăcată, dacă ți arăt ce pantofi am. De fapt, eu sunt frumoasă. Ia vină fa încoa. Vină încoa, fă, fia, tu să fii. Rip. Ce rip, mă, ce rip? Ia. Mă duc, las, nu mai bine. Mai bine stă acolo, las. Nu, cred. Nu veni cu mine, te rog. Nu, că eu vreau să plec acasă. De ce? Te-ai băgat în viața mea. Da. Doamne. Au. De ce intru în pereți? Mașina mea. Aaaa! Nu mai am voce, efectiv. Jasmina, unde mi este mașina? Mașina mea era fix aici. Unde îmi e mașina? Pentru că tu nu-mi dai bani. De fapt, am bani, dar nu eu. Păi, cred că tu. Nu știu. Păi și unde e? Jasmina, mașina mea era fix în locul acesta. Unde mi este mașina? Oricum îmi iau alta. Am mulți bani, ce știi tu. Îmi pun altă mașină și așa. Am mulți bani. O să vezi și cum o să mă îmbrac. Ia-ți alta. Fix asta vreau să fac, ce crezi? Gata. Bine, era mai frumoasă aia, dar merge și asta. Ok, hai să mergem la mine acasă, dacă tot veniți cu mine. Poate ne împrietenim, dar cu intrările ăștia tine nu prea, în fine. Mâine ție e altă locuință, că nu ești în stare aici. Da, asta e casa mea, îți place? Nu zice nimic. Te mai scoși afară în curul gol, dacă nu... No, îți place. Uite aici, drășia. Mi-e ferească cu Dumnezeu. Uite așa o închid. Fa, Jasmino. Jasmino. Hai în casă. Da, să nu-mi bagi microb ceva în casă, că ți sparg. Hai. Vino. Așa. Doamne, cu znepurile ăștia. Dau toată lumea znepuri. Așa. Ușa rămâne așa. Dacă vrei să o închizi, dacă nu... Orice insectă care intră la mine în casă,
o să fie direct omorâtă, asta era camera ta. Deci, așa e holul în sus. Iar camera ta o să fie asta. Stai. Vino cu așa. Camera ta o să fie asta. Și dacă mai vrei pe parcurs, poți să ți o schimbi, dar nu în ceva mai frumos, deoarece nu sunt chiar toate. Dacă vreți o mai schimbi, pentru că eu mai am cameră, am o cameră de fapt mai frumoasă, gata, e urâtă. Da, aici e patul, alea sunt două scaune, dacă trebuie să stai masa și ce mai ai acolo. Ok. Da, aici nu o să stai pentru că nu vreau eu. Și bun, Doamne, am adus-o la mine acasă. Sper să nu facă vreo prostie sau ceva, că direct la o duc la spital de unde o văzui. Așa, m-am schimbat, m-am băgat la baie, m-am schimbat. Iar acum o să mă spăl pe dinți, că igiena, sănătatea este foarte necesară. În viața mea, cu zi, cu zi, cu zi și iar zi și cu zi și cu iar zi și tot așa. Ok, ce faci? Ce, abia mai găsit. Adică tu ai căutat în toate camerele, este? Da. De ce ai venit tocmai la mine în cameră? Ce vrei? Efectiv mă spălam pe dinți, efectiv m-ai deranjat. Pe bune? Nu știu cum îți întreții tu silueta aia. Oricum, a mea e mai frumoasă, ca să știi, ca ideea așa, știi? Da. Treci! A, odată, că nu s-au rupă tine, să te aștept pe tine. Du-te jos, ai aici, cu mine. Haide, Lasmino. Ia de aici, din frigider, ce vrei tu? Vezi că ai sectar cu toate băuturile aproape și cu mâncare. Ia de acolo ce ai vrea. Eu o să-mi iau niște, cum se numește, clătite. O să mănânc liniștită, deoarece eu țin la silueta mea, ca să știi, și da, mănâncă tu popcorn. Popcornul, eu nu prea mănânc popcorn, dar, în fine. Ok, unde pleci? Gata, termina, așa e sus. De luță de mari la valoare, la valoare. Aoleo, ce te dusăși. Nu, ce faci în camera mea? Ieși. Hello, Jasmina, ieși de acolo, ai camera mea. Da, de ce zic eu că nu-ți bune popcornul? Deci, dă-te jos din patul meu, că ăsta e patul meu, da? Deci, pleacă din patul meu. Deci, nu, dă-te jos. Băi, fetiță, pleacă afară. Ieși în casă! Ieși în casă! Bun, deci, pleacă. Du-te, fata mea, schimbă-te, fă-te frumoasă și culcă-te sau pleacă. Că tu mă enervezi, îmi faci pere albi în cap, du-te. Plec la mine. Și ce ai zis până acum? Deci, du-te. Pa, pa, noapte bună! Da, au, ce fain că plecă. Nu știu de ce râd. Da. Hai să dorm, că mi-e foarte somn. M-am trezit. Ce? Ce? Ce cauți aici? Cine ești tu? Hello. Fata urâtă. Hello. Da, mai bine te scot afară. Cine ești? Doamne, ferească Dumnezeu, pleacă. No, kid for cows, pac. Ha, tu ce cauți în patul meu, Jasmina? Dă-te jos din patul meu. Ce cauți în patul meu? Și de ce ai prins televizorul? Televizorul stă noapte stins. Când nu tu plătești curentul? Dă-te jos din patul meu. Unde te duci? No, că Jasmina asta, deci, Jasmina, unde te tot duci, fata mea? No, că să te duci pe topogan. Ce faci? Te băgași în piștină.
Măcar tu-ți făcuși baie. Eu da. Am făcut aseară. Dar ce faci în piscina mea? Piscina mea foarte frumoasă și elegantă și luminoasă. Nimic. Păi și dacă nu faci nimic, de ce nu pleci? Gen, ieși afară, pe scări sau direct aici? Vrei să-ți desenezi sau să-ți arăt în realitate că gen... De... Ha? Ce tot vrei să-mi spui, fata aia? Ha? Ok, o să ies eu. Uite, așa se iasă, dacă vrei pe scări, dacă nu, așa cum ies și eu. Mă duc să-mi pun ceva de mâncare, că mi-este foame. Deci, ce snap? Wow, foarte frumoasă. O să ies din piscină și o să mă duc să mănânc ceva, pentru că mi-este foamiță. Dacă Iana, de gând viața... Ce? Care ea? De ce? Cine le pusă? Jasmina, ce căutași tu în bucătărie? Și de ce sunt alea pe masă? Mâncarea. Și ce mai e? Te duci să-și... A, ăsta e al tău? A. Șmecher. Măcar îmi pusă-și ce trebuia. Chiar îmi place. Așa mănâncă de dimineață. Da, da, chiar îmi place. Deja mi se pare... drăguță fata asta. Da, cred că o să-i spun că o să fim prietene. Că, da, văd că mă ghicește fără să zic nimica. Da, foarte frumos, îmi place, m-ai ghicit, îmi place de tine. Da. Ok, cred o să plec pentru că am terminat de mâncat, să mă schimb și, nu știu, mă duc la aia, la o terasă undeva. Na, mă plictisesc acasă. Dar întâi și întâi vreau să-ți spun ceva. O să fim să fim prietene. Cum adică și? Adică o să fim prietene. Nu BFF. Da, suntem BFF. Da. Nu am zis pe... Da, o să mă duc să mă schimb, Jasmina. Te aștept, schimbă-ți și tu și da. Mă duc sus. Mm-hmm. Ce faci? Intri în pereți? Ok. Și ce faci, Jasmina? Intri în pereți, ești emoționată. Uite, poți să te pui aici în cameră dacă vrei. Să intri aici, să... Dacă vrei să schimbi camera. Dacă vrei, să-ți închid... Da. Ok, mă, să mă schimb și eu și... Da. Bă, cum ai ghicit? Nu știu, dar îmi place de fata asta. Deci revin după ce mă schimb. Gata, m-am schimbat. Așa arăt. Arăt foarte frumii. Am o rochiță albă. Mi-am prins păr într-o coadă și... Așa, să bețim la ușă. Cioc, 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 cioc. Jasmina, ești gata? Jasmina? Nu ești gata. Nici măcar nu te schimbași. Ok. Da. Outfit-ul meu așa e. Am geanta obișnuită, care știți, tocurile. Și părul. Și cum se numește? Arată foarte fain, îmi place de mine. Spune-mi și cum se îmbracă ea. Pentru că i-am văzut doar o ținută. Am eu acolo niște haine în dulap. Pentru că am în fiecare cameră niște haine. Chiar dacă nu folosesc camerele alea. Bine, le mai folosesc din când în când. Da. Să scot mașina din garaj. Pam. Gata. Și o să o aștept la mașină. Doar ce până o aștept în casă mă ia 10 ani. Mă ia... De fapt, stau 10 ani la ușă lângă ea să aștept cum se pregătește. Au, am intrat. Când mașina la stran. Ce? Unde mă bag? Super. M-am blocat cu mașina.
ce se putea mai frumos de atât. Da, o să aștept aici, poate pot să o scot atunci, o așteptăm să văd, așteptăm prințesa, prințesa Diana, de fapt, prințesa Jasmina. Chiar sunt curioasă să văd cum se îmbracă și de data aceasta, dar ce, cred că are și ea puțină modă, e la modă și ea, cred că nu. A, gata, a revenit Jasmina, prințesa Jasmina. Cum te-ai îmbrăcat, Jasmina? A, te-ai urcat deja în mașină. O să vedem când o să ajungem la cafenea. Dar până ajungem la cafenea, eu cum ies cu mașina aici? Da. Nu cred că pot să ieșim. Ieși puțin, Jasmina, să ne vedem outfiturile. Pă, ai modă! Chiar topul ăla vreau să mi-l iau pe mine cam două. Dar... deci arăt superb, dar nu ți-ai luat încălțăminte. Ești desculță, Jasmina. Nu ai altă mașină, dar... Jasmina, ești desculță, vata mea. Da. Anyway, cred că ai tu acolo ceva invizibil, adică da. Din casă că dau o casă nouă. Super nouă. Place cum când Jasmina. Yes. Și ala că dam in the sky și ai da, like, da, mei. Am ajuns la cafenea. Dar Jasmina n-a mai venit, că abia se dă din mașină jos. Acum a venit. Arăți frumos, dar tot mai frumos arăt eu. Da, dacă v-a plăcut acest episod, dați like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, 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 pup!